Tema acestei serii este Uniți în Lumina Evangheliei. Și în Lumina Evangheliei, cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, am vrea să ne aducem gândurile noastre. Să lăsăm Lumina Evangheliei să lumineze mintea noastră și gândurile noastre. După statisticile oficiale ale Uniunii Europene, în 2016, unul din șase europeni suferea de o formă sau alta de tulburare psihică. În 2015, cheltuielile pentru tratamentul acestor persoane s-au ridicat la 600 de miliarde de euro. În 2023, numărul celor care sunt diagnosticați cu o formă de tulburare psihică s-a ridicat la 110 milioane de europeni. Prognoza este că în viitor, unul din patru europeni va suferi de o formă sau alta de boală psihică. Se întâmplă ceva la nivelul gândirii. Oamenii sunt frământați, oamenii sunt măcinați de temeri, de anxietăți, de frici. Oamenii au tot felul de frământări lăuntrice și nu știu ce să facă și unde să se ducă. Conform statisticilor, Europa are peste 86.000 de psihiatri. Și cu toate acestea, numărul celor care au probleme cu gândurile, cu sentimentele, este în creștere. La cine să mă duc și ce să fac? Pentru că dincolo de statistici sunt oameni, sunt persoane în carne și oase. Mi-aduc aminte de un bărbat care a venit să-mi spună că este chinuit de teama că într-o zi va pune mâna pe un obiect ascuțit și o să-și taie soția și copiii. Și a spus, am niște porniri la nivelul minții mele atât de mari încât mi-e teamă să stau în bucătărie cu familia mea. O fată mi-a spus că este chinuită mintea de înjurături și de cuvinte obscene. Și a spus, nu pot citi, nu mă pot ruga, nu pot face nimic pentru că mintea îmi bubuie de aceste cuvinte și gânduri obscene. Alții spun, sunt chinuit de gândul să-mi pun capăt zilelor. La cine să mă duc? Și ce să fac? Când mintea mi este năpădită de gânduri de care nu pot scăpa. Și cei de lângă mine îmi spun, dar nu te mai gândi. Dar nu pot că mă gândesc. Nu pot scăpa de gânduri. Oare are Lumina Evangheliei ceva de spus pentru noi? Are Dumnezeu răspuns la frământările noastre? Are Dumnezeu răspuns la chinurile sufletului nostru? Cu ajutorul lui Dumnezeu în seara aceasta ne vom uita la izvorul gândurilor. În limba română noi avem o expresie, mi-a venit un gând. Întrebarea legitimă este de unde a venit? De unde ne vin gândurile? Care este izvorul lor? Apoi ne vom uita la modul în care avem posibilitatea să testăm, să examinăm gândurile. Să vedem dacă sunt gânduri adevărate sau mincinoase. Dacă sunt gânduri bune sau gânduri rele. Și în final ne vom uita cum anume ne putem conecta gândurile, mintea, la un izvor curat de gânduri. Așadar, începem prin a răspunde la întrebarea de unde ne vin gândurile. Care este izvorul gândurilor? Citind Sfânta Scriptură, descoperim că sunt patru mari izvoare ale gândurilor. Când spun mi-a venit un gând, gândul acela vine din unul din cele patru posibile izvoare. Primul izvor din care ne vin gândurile este trupul nostru.
Trupul nostru este izvor de gânduri. Dacă n-ai fi mâncat de 3 zile nimic, la ce te-ai gândit? E normal, la mâncare. De ce? Pentru că în trupul tău sunt niște semnale care se trimit la creier și semnalele acelea se transformă în gânduri cu privire la mâncare. Dacă n-ai băut apă de 3 zile, ești deshidratat. Din trupul nostru se trimit semnale la creier și semnalele acelea se transformă în gânduri. Să găsești apă și sper că doar apă. Deci sunt aceste gânduri care se nasc din trebuințele legitime ale trupului nostru. De aceea, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, Mântuitorul spune să nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Nu lăsați gândurile acestea legitime să devină obsesive. Nu le lăsați să vă chinuie. Dar Apostolul Petru ne spune că din trupul nostru pornesc spre creier și alt fel de impulsuri. În 1-a epistolă a lui Petru, la capitolul 2, versetul 11, Apostolul spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. În trupul nostru, natura adamică, sunt o serie de porniri, o serie de impulsuri care se transmit spre creier și care dau naștere la gânduri păcătoase. Biblia le numește poftele firii pământești. Sunt gânduri care sunt generate de porniri nepotrivite. Gândurile acestea invadează mintea. De aceea Apostolul Pavel le scrie romanilor să nu deveniți obsedați de trupurile voastre, de firea pământească, pentru a nu-i stârni poftele. Trăim într-o vreme în care mulți oameni sunt obsedați de trupurile lor. Și de aceea gândurile lor sunt mereu frământate de lucrurile care privesc sănătatea, forma sau necazurile trupului. Așadar, dacă spui mi-a venit un gând și gândul acesta este din această categorie, e limpede că a fost generat din trupul tău. Al doilea izvor al gândurilor noastre este mediul înconjurător. Lumea în care trăim noi este izvor de gânduri. Tot ce se întâmplă în jurul nostru generează gânduri. Tot ceea ce vedem generează gânduri. De exemplu, în seara aceasta când am văzut un cor atât de frumos, mi-am imaginat cum va fi în cer când vor fi miliarde și miliarde de îngeri și de oameni mântuiți care vor cânta. Ce vedem ne generează gânduri. Dar în lumea în care trăim noi, sunt o serie întreagă de semnale, de stimuli care stârnesc în noi gânduri nepotrivite. De aceea Apostolul Ioan spune în capitolul 2, versetele 14 și 15, să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, pentru că tot ce este în lume, categorisește Apostolul în 3 direcții, pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia. În lumea în care trăim noi sunt o serie întreagă de semnale care stârnesc în noi acele porniri ale firii pământești. Dar în lumea noastră sunt și opere de artă, sunt și cărți frumoase, în lumea noastră sunt și lucruri frumoase, creația lui Dumnezeu este frumoasă și Salmistul spune, când privesc cerul, luna și stele pe care le-ai creat, îmi vin gânduri cu privire la motivul pentru care tu, Dumnezeu, te uiți și bagi în seamă omul. Lumea din jurul nostru este izvor de gânduri. Este important în ce fel de mediu trăim și cine anume din lume ne alimentează mintea. Stau de vorbă cu cineva care lucrează într-un mediu infect, unde colegii toată ziua vorbesc lucruri murdare și spune, după ce mă duc acasă ceasuri întregi,
îmi reverberează în amintire vorbele lor murdare, pentru că mediul acela mi-a generat gânduri. De unde vin gândurile? Vin din trup? Vin din mediul înconjurător. Al treilea izvor a gândurilor este înfiorător. Pot să ne vină gânduri de la cel rău. Diavolul are această capacitate de a genera gânduri. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, Mântuitorul este împreună cu ucenicii undeva în partea de nord a țării și le descoperă ucenicilor planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, și anume, Fiul lui Dumnezeu va merge la Ierusalim, va fi arestat, va fi judecat, va fi răstignit, va fi omorât și a treia zi va învia. Petru, spune Scriptura, l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanu. Tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Diavolul are acces la mintea lui Petru în momentul acela și îi generează un gând să-l mustre pe Hristos ca nu cumva să meargă să moară la Ierusalim. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră este jertfa lui Hristos, a lui să fie slava. Diavolul spune să nu care cumva. Domnul Iisus identifică sursa gândurilor și de aceea spune lui Petru, înapoi a mea, Satanu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9, Mântuitorul este în drum spre Ierusalim și vrea să treacă printr-o zonă a samaritenilor datorită unor probleme interetnice. Samaritenii nu-l dau voie să treacă prin satul lor și ucenicii săi, Ioan și Iacov, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Dacă ai fi întrebat pe cei doi ucenici, de unde v-a venit gândul acesta? Ar fi spus? Păi de istoria Vechiului Testament. Numai că Mântuitorul s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Cel rău poate să ia până și texte din Scriptură, să le scoată din contextul lor, să le răstălmăcească și să ne insufle gânduri și noi să credem că sunt gânduri biblice și ele să fie gânduri care sunt inspirate din Ioan, versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu consemnează. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, ce-a pus în mintea lui? Gândul să-l vândă pe Hristos. Diavolul a pândit mintea lui Iuda și a găsit momentul potrivit în care i-a inoculat gândul acesta satanic să-l vândă pe Hristos. Cel rău are acces la gândurile oamenilor. Și sunt oameni la ora actuală care chiar îl invocă pe satana și au trecut la religie satanistă și nu doar gândurile, ci toată viața și-o dedică celui rău. Dar niciunul dintre noi nu este scutit de asemenea împrejurării care cel rău poate să strecoare un gând și gândul acela să aibă consecințe nefaste. Un proverb a cărui autor este disputat la ora actuală, un proverb spune așa, semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin. Și dacă doar atâtea ar fi izvoarele gândirii noastre, probabil că am fi o rasă în universul acesta, am fi ființe prinși de disperare.
Dar mai este un izvor a gândurilor. În cartea profetului Isaia, la capitolul 55, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și acum vorbește Dumnezeu și spune: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Mai întâi, profetul ne spune, Dumnezeu are gânduri. Și noi oameni avem gânduri. Dar între gândurile lui Dumnezeu și gândurile noastre este o distanță imensă. Noi nu putem să urcăm mintea noastră până la nivelul gândurilor lui Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui față de gândurile noastre. Dar oare cum aș putea să am acces la gândurile acestea? Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa. Și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Folosește o comparație ca să înțelegem cum e posibil. Ploaia și zăpada se coboară din cer. Udă pământul și îl fac să rodească. Nu se întoarce ploaia și zăpada fără să-și facă mai întâi efectul asupra pământului. Tot așa ne spune Biblia, gândurile lui Dumnezeu se coboară din cer spre noi. Și gândurile lui Dumnezeu se îndreaptă spre noi ca să-și împlinească planul lor în viața noastră. Mi-a venit un gând. De unde ți-a venit gândul? Fiecare dintre noi suntem la confluența acestor patru izvoare. Mintea fiecăruia dintre noi este asaltată de gânduri din aceste surse. Trupul nostru trimite semnale, lumea trimite semnale, diavolul trimite impulsuri spre mintea noastră, Dumnezeu ne trimite semnale, dar oare în această afluență a semnalelor, în această luptă între ele, de unde știu care e bun sau care e rău? De unde știu care e gândul bun? Oare ne-a lăsat Dumnezeu o probă ca să facem deosebire? Înainte de a merge mai departe, la ce te gândești în clipa asta? Care sunt gândurile care trec acum prin mintea ta? De unde ți-a venit gândul acela? E un gând bun sau e un gând rău? Cum poți face diferența între ele? Dumnezeu, care este sursă de gânduri, izvor de gânduri, ne-a învățat și cum să facem deosebirea între ele. Întoarceți la cartea profetului Ieremia, la capitolul 29. Ieremia 29, versetul 11. Așa spune Dumnezeu, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau viitor și nădejde sau speranță. Gândurile lui Dumnezeu întotdeauna sunt purtătoare de viitor și speranță. Pentru fiecare om care s-a născut pe fața pământului, Dumnezeu are viitor și speranță. Dumnezeu are pentru tine viitor, are pentru mine, pentru tineri, pentru cei în floarea vârstei și pentru seniori. Dumnezeu are viitor și speranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Mi-a venit un gând. Gândul acesta îmi aduce viitor? Stai puțin, dar ce viitor? Viitorul de care vorbește Scriptura este definit în felul următor. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă gândurile cu privire la viitor nu includ această relație a sufletului tău cu Dumnezeu, a mântuirii sufletului, viitorul acela este fals. Pentru că gândurile pe care le aduce cel rău sunt întotdeauna gânduri false
care mai întâi te fac să te îndepărtezi de Dumnezeu și apoi să ajungi în momentul în care ești copleșit de faptul că nu mai vezi niciun viitor și nu mai ai nicio speranță și ajungi în cel mai negru moment al gândurilor tale. Îngăduiți-mi să ilustrez acest aspect. Am să folosesc ceva din imaginație, pornind de la o realitate. Prin harul lui Dumnezeu sunt căsătorit și Dumnezeu a binecuvântat căsnicia noastră cu două fete. Sunt căsătorite și ele la rândul lor și Dumnezeu le-a binecuvântat cu nepoți pentru noi. Imaginați-vă, fetele noastre sunt deosebite. Una este mai introvertă, cealaltă este puțin mai extrovertă, își exprimă mai ușor sentimentele decât cealaltă, amândouă sunt deosebite. Imaginați-vă că astăzi cineva s-ar apropia de fata noastră cea mai mică și i-ar spune următorul lucru. Vreau să spun ceva ce nu știe nimeni, dar cred că e important să știi tu. Dar nu-ți pot spune dacă nu-mi promiți că nu vei spune la absolut nimeni. Îmi promiți că nu spui la nimeni. Și fiica mea spune, dar mă cunoști, dacă îmi dai un secret, eu nu divulg secrete. Deci îmi promiți că nu vei spune niciodată la nimeni? Da, îți promit. Bine. Am aflat din sursă sigură că tatăl tău și-a scris testamentul. Și tot ce are tatăl tău a lăsat la sora ta mai mare. Ție nu ți-a lăsat nimic. Mi-ai promis că nu spui la nimeni. Dar cred că e bine să știi de acum, ca să n-ai un șoc atunci când se va citi testamentul. Imaginați-vă că fata mea crede lucrul acesta. Mâine mă întâlnesc cu ea și îi spun, draga tati, mă bucur să te văd, te iubesc din toată inima. Cum a reacționat? Când ea știe că eu nu i-am lăsat nimic în testament. Da, bine, mulțumesc. Și eu întreb, e supărată? S-a întâmplat ceva? Nu, vorbim și pleacă. Peste două zile mă întâlnesc din nou cu ea și spun, ce mă bucur să te văd, te iubesc din toată inima, draga lui tata. Și în mintea ei totul sună fals. Și se distanțează tot mai mult. Și cu fiecare săptămână și cu fiecare declarație a mea că o iubesc, pentru ea sună tot mai greu de gestionat, tot mai greu de suferit, este tot mai preocupată să evite întâlnirea cu mine, până într-o zi nu mai suportă și pleacă din țară, că nu mai suportă. Și eu nu știu nimic. Ce s-a întâmplat? Trec ani și vine ziua în care plec în veșnicie. Și vine și ea la mormântare. Se deschide testamentul. Și află că le-am lăsat exact la fel amândouă cu următoarea frază. Dragilor tata, vă iubesc pe amândouă din toată inima. În ziua aceea, știți ce a spune fata mea? Extraordinar. Am crezut o minciună. Minciuna aceasta mi-a ruinat relația cu tata. Minciuna aceasta mi-a umbrit zilele și anii. Minciuna aceasta a stricat atâta, dacă aș fi știut adevărul. Dragul meu, diavolul este specializat să-ți inoculeze minciună. Mai întâi că pe tine Dumnezeu nu te iubește, că Dumnezeu pentru tine n-are viitor și speranță, că Dumnezeu nu-i bun. Și pe măsură ce gândurile acelea se cuibăresc în mintea ta, te îndepărtezi tot mai mult de Dumnezeu și ești tot mai departe de El. Și orice cuvânt pe care Dumnezeu ți-l adresează este un cuvânt care te împietrește mai tare și te distanțează mai tare. De ce? Pentru că diavolul este marele mincinos. Este tatăl minciunii. Gândurile lui sunt gânduri mincinoase și te face să crezi că cerul n-are nimic pentru tine. Mi-a venit un gând. De unde a venit gândul acela? Uită-te la gândul acela, dacă te apropie de Dumnezeu, te apropie de cer. Dacă îți deschide perspectiva viitorului, nu doar pe pământ, ci și pentru veșnicie. Uită-te la gândul acela, dacă aduce speranță în inima ta.
Și o să spui, da, dar cu povara vieții mele și cu toate falimentele mele, poate să fie speranță pentru mine. Hristos, Domnul, a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Mi-a venit un gând. De unde se alimentează gândirea ta? Care dintre sursele acelea domină gândirea ta? Care sunt lucrurile care te frământă și care sunt lucrurile care fac din sufletul tău un suflet chinuit? Gânduri care vin din trup? Gânduri care vin din lumea aceasta? Gânduri care vin de la cel rău? Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are un alt izvor de gânduri. Este izvorul dumnezeiesc, ca lui să fie slava. Dar să zici, dar cum pot să mă conectez la izvorul acela? Cum pot să mă conectez la izvorul acela? Cum aș putea ca gândurile mele să fie conectate la gândurile lui Dumnezeu și să trăiesc cu acea bucurie a unui viitor și a unei speranțe pe care mi le dă Dumnezeu? Gândurile pe care Dumnezeu le are cu privire la noi sunt explicate și exprimate pentru noi în Sfânta Scriptură. Gândurile lui Dumnezeu le găsim în Sfânta Scriptură. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat doar o carte sfântă. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Și Fiul lui Dumnezeu, care a venit să aducă mântuire pentru toți oamenii, a făcut o afirmație pe care nu mai face nimeni în univers. Domnul Iisus a spus, veniți la mine. Cine? Cine să veniți la mine? Toți care? Cei trudiți și împovărați. Vă rog să rețineți. Toți ceilalți oameni vrem să scăpăm de cei trudiți și împovărați. Toți vrem să scăpăm de oameni cu probleme. Toți am vrea să ne înconjurăm de oameni care nu ne fac probleme și nu ne dau dureri de cap. Singurul în universul acesta care cheamă oameni obosiți, care cheamă oamenii care sunt striviți sub povara frământărilor lor, împovărați de păcatele lor, veniți la mine, este Mântuitorul. De ce? Pentru că El are soluția de a ne vindeca de boala aceasta care ne-a apăsat. El are puterea să ne scape din frământarea gândurilor noastre și spune, luați jugul meu asupra voastră, căci sarcina mea este ușoară, jugul meu este bun și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Când ne cheamă la El Hristos Domnul, ne cheamă pentru că la cruce a rezolvat problema păcatelor noastre. La cruce a plătit pentru iertarea ta și iertarea mea. Și oricine vine la El scapă de povara aceasta, de vinovăția, de apăsarea păcatelor și primește de la El iertarea, împăcarea cu Dumnezeu, viitor și speranță. Și o să ziceți, dar e posibil așa ceva? Într-o zi, un om la 50 ceva de ani n-a mai putut sub povara păcatelor lui și într-o duminică seara s-a dus la o biserică din orașul respectiv și în gândul lui a fost următoarea decizie. Dacă nici în seara aceasta Dumnezeu nu-mi dă răspuns la frământările și la poverile mele care mă chinuie, în noaptea asta pun capăt zilelor. Ajunsese robit de pornografie de la vârsta de 15 ani. Avea peste 50 de ani, căsătorit cu familie, dar trăia într-o robie cumplită. Trăia în lumea aceea în care gândurile lui erau atât de murdare și viața atât de apăsată, încât nu se mai putea suporta el pe el. A intrat într-o biserică. A auzit că Dumnezeu are și pentru el viitor și speranță. La terminare s-a dus la pastorul local și i-a spus, domnul pastor, vă rog să stați de vorbă cu mine. Pastorul local a stat de vorbă cu el, omul și-a deschis inima, i-a spus povara lui. Și pastorul i-a spus, uite ce spune Mântuitorul, veniți la mine cei trudiți și împovărați. Dar cum să vin la el? Și pastorul i-a spus, cum anume poate să vină la Iisus. Într-o altă zi, s-a apropiat de mine o familie din o altă parte a țării cu necazul lor. Băiatul lor, la vârsta de 18 ani, când a împlinit 18 ani, a hotărât să serbeze majoratul cu prietenii lui. Se obișnuiește între tineri când ajung la majorat,
să aibă o sărbătoare și o petrecere a lor. Așa că un grup de prieteni și-au luat o cabană undeva la munte, s-au pregătit cu de toate și au mers să sărbătorească. Și-au dus cu ei și muzică, și-au dus cu ei și filme. Și undeva în a doua sau a treia noapte, nedormiți, unul dintre ei a zis: am un film de groază care vă face părul măciucă. Și le-a pus filmul de groază. În filmul acela, eroul principal, un băiat care s-a dus acasă cu o ură cumplită față de părinții lui, a luat un cuțit, i-a tăiat bucăți, i-a pus în saci de plastic și a dus și a aruncat trupurile lor ciopărțite undeva într-o apă. Băiatul, când am ajuns să stau de vorbă cu el, mi-a spus: în noaptea aceea am simțit că Duhul acela intră în mine. M-am dus acasă și noapte de noapte mă trezeam dominat de gândul acela că și eu trebuie să mă duc să iau cuțitul și să-i tai pe părinți. Într-o noapte s-a dus și a luat un cuțit din bucătărie, un cuțit mare de pâine, a intrat în dormitorul părinților și era pregătit să-l înjunghe pe tatălui. Providențial, tatăl a deschis ochii, locuiau la bloc și la lumina care venea de la stradă, lumina stradală prin geamul lor la dormitor, a văzut strălucind lama cuțitului. Și instinctiv a întins mâna și l-a prins, neștiind cine este. A început lupta între tată și fiu, mama s-a trezit, a deschis, a prins lumina, a văzut că e băiatul lor, a țipat. Băiatul oarecum s-a dezmeticit din acea buimăceală și părinții au chemat salvarea. L-au dus la spital. L-au tratat la spital. Dar gândul acela era un gând atât de puternic încât nu putea scăpa de el. Așa a ajuns în birou la mine la universitate. Am lucrat cu el până mi-a deschis inima și mi-a povestit toate acestea și apoi i-am spus, Robert îl cheamă, i-am spus: Robert, degeaba ți-a spune, nu te mai gândi la asta, că gândurile nu sunt așa, spune, nu te mai gândi la ele. Gândurile pot fi schimbate doar dacă te conectezi la alt izvor. Gândurile pot fi transformate doar dacă te alimentezi din altă parte. Dacă ești gata, facem de acum încolo împreună săptămânal, ne întâlnim de 2-3 ori și vom memora Scriptură. Și îți vom umple mintea cu gândurile lui Dumnezeu, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Robert a fost de acord și am început să memorăm psalmul. Am început cu psalmul 23. Vă mărturisesc că timp de un ceas n-a reușit să memoreze primul verset. Domnul este păstorul meu, nu voi duce în lipsă de nimic. Parcă mintea era năclăită, nu se lipea nimic de mintea lui. Ne-am luptat și în sfârșit am memorat un verset, am memorat două. După câteva săptămâni am memorat psalmul 23. Am trecut la următorul psalm, am trecut la următorul. Și când a ajuns pe la psalmul al 15-lea memorat, într-o zi în birou a spus: acum știu. Sunt gata să mă plec pe genunchi, să-mi deschid inima și să-L chem pe Hristos în inima mea. I-am plecat pe genunchi, s-a rugat, s-a predat viața Domnului, a continuat să memoreze psalm și într-o joi seară l-am dus la Biserica Emanuel să recite psalm. S-a urcat pe platformă și a recitat psalm după psalm. A trebuit să-l opresc după câteva vreme pentru că recita psalmii unul după celălalt. La terminare, un frate bătrân se apropie de mine și zice: frate Paul, unde ați descoperit juvaierul acesta? Unde ați descoperit juvaierul acesta? Și mi-a spus: l-am descoperit în cel mai mare întuneric posibil. Acolo era. Gândurile noastre pot să fie la confluența dintre gândurile trupului, a lumii, a celui rău. Dar dacă nu sunt conectate la gândurile lui Dumnezeu, gândurile noastre mai devreme sau mai târziu vor ajunge în cel mai mare întuneric. Și suntem uniți în lumina Evangheliei. Și în lumina Evangheliei Hristos spune: veniți la mine cei trudiți și împovărați. Dar să ziceți: dar cum anume are loc acest lucru? Cum aș putea face? Ce trebuie să fac ca să îmi deschid și eu inima să-L primesc? Imaginează-ți următorul lucru. Se termină seara, te duci acasă. La scurtă vreme după ce ai intrat în casă, auzi soneria de la poartă, de la stradă. Pornești ușor interfonul să vezi cine este. Nu vorbești nimic, ci doar te uiți să vezi cine este. Și mă vezi pe mine.
Zice, oh, e ăla care a fost la sală. N-aprindem lumina, nu facem niciun zgomot, o să creadă că nu-i nimeni de acasă și o să plece. Ai dreptate, o să plec. Sau poți deschide ușa, vii la stradă și spui, dumneavoastră erați, ne pare rău, dar nu suntem pregătiți, știți, ați venit așa pe nepregătite, pe neanunțate, altă dată, dar seara asta nu vă pot chema înăuntru. Și nu intru, plec. Sau ieși la poartă și spui, dumneavoastră erați, vă rog să vă fiți înăuntru că am 100 de întrebări pentru dumneavoastră. Și vin înăuntru și îmi puneți întrebările. O, dar nu despre asta vorba. Cel care este Dumnezeul Harului, Dumnezeul Mântuirii, Dumnezeul Binecuvântărilor, Dumnezeul care vindecă mintea, care vindecă inima, Dumnezeul Veșniciei, l-a trimis pe Fiul Său și Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Nu e vorba de ușa de la stradă, nici de la apartament, e vorba de ușa inimii. Inima fiecăruia dintre noi are o ușă. Ușa aceea inimii are o clanță doar pe dinăuntru. Se poate deschide doar acolo și poți să deschizi inima ta să-L înviți pe Mântuitorul. Este o realitate spirituală, nu una materială, fizică. Este o realitate spirituală, dar reală, adevărată. Și poți să-I spui, Doamne, vin înaintea Ta la lumina Scripturii. Mintea mea, sufletul meu, sentimentele mele, viața mea, m-am văzut în seara aceasta dominat de gânduri care vin din trup, din lume, vin de la cel rău. M-am văzut în seara aceasta așa cum mă vezi Tu din cer, Doamne. Din toată inima Te rog, dă-mi o minte sănătoasă. Din toată inima Te rog, Doamne, lasă lumina Scripturii să alunge întunericul. Lasă, Doamne, vindecarea Ta peste mintea mea. Și Biblia spune că Dumnezeu ne noiește mintea. Așa spune Apostolul Pavel, să vă noiți în duhul minții voastre. Începe o noire a minții. O noire care din zi în zi îți umple mintea de gândurile lui Dumnezeu și te ajută să te uiți la lucrurile din jur, din perspectiva cerului și să-I spui lui Dumnezeu, Doamne, trăiesc aici pe pământ, dar trăiesc în lumina cerului și fac deosebire între lucrurile mincinoase a celui rău și lucrurile potrivite pentru aici, dar mă duc înspre veșnicie. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide. Auzirea aceea este o auzire lăuntrică. Este o auzire la care rezonează tot sufletul tău. Este o auzire atât de puternică. Când am auzit acea chemare lui Dumnezeu la vârsta de 18 ani, a fost cu o forță atât de puternică în sufletul meu, încât m-am plecat înaintea lui Dumnezeu și în rugăciune i-am cerut să mă scape de frământarea, de toate gândurile negre care îmi tulburau atunci viața, de tot ce se părea că m-a dus în punctul în care n-am nici viitor, nici speranță. Poate că în seara aceasta ești tu. Poate că e rândul tău. La ce te gândești? De unde se alimentează gândirea ta? Încotro te duc gândurile acestea. Ai semănat un gând, vei secera o faptă. Vei semăna o faptă, vei secera un caracter. Vei semăna un caracter și vei secera un destin. Încotro te duce gândul acesta? Care este finalul vieții tale? Care este veșnicia ta? Fiul lui Dumnezeu a spus, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărași, eu vă voi da odihnă. Ai vrea să-L chemi? Ai vrea să vii la El? Așa cum stăm, voi vii să plecăm capetele rugăciunii. Așa cum stăm pe bănci, pe trepte, voi vii să plecăm capetele în rugăciune. Lasă lumina Scripturii să vină peste gândurile tale. Uită-te la viața ta în lumina cerului. Uită-te la viața ta din perspectiva veșniciei. Doar Dumnezeu și tu știi și împreună știți care sunt lucrurile care te frământă. Doar tu și Dumnezeu știi cât de apăsat ești în sufletul tău și cât de negre și apăsătoare sunt gândurile tale. Dacă ai ajuns în punctul acela în care nu mai vezi luminița de la capătul tunelului,
Dacă ai ajuns la punctul acela care ți se pare că totul s-a năruit, dacă ai ajuns în punctul în care noaptea nu poți dormi și ziua ești nefericit, dacă ai ajuns în punctul acela în care gândurile tale se vălmășesc și sentimentele tale sunt atât de tulburate, dacă ai ajuns în punctul acela în care păcatele tale și felul tău de viață departe de fața lui Dumnezeu te apasă atât de tare, Hristos Domnul spune: veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Ești gata să-i spui: Doamne, m-am uitat la sufletul meu, m-am uitat la gândurile mele, am înțeles că am crezut ani de zile gânduri mincinoase, am înțeles că gândurile acelea m-au îndepărtat de tine, am înțeles că, deși am crescut într-o familie de oameni credincioși care m-au dus la biserică atunci când eram mic, pe măsură ce am crescut, minciunile celui rău mi s-a tot împietrit inima și m-am tot îndepărtat de tine. Am înțeles în seara aceasta că gândurile acestea sunt mincinoase și că tu, Dumnezeul dragostei, ai pentru mine viitor și speranță. Că în Iisus Hristos, Domnul, ai deschis ușa cerului, a veșniciei, dar ai deschis și ușa schimbării gândurilor mele, a vieții mele, a iertării mele, a curățirii minții mele. Sunt gata, Doamne, cu ajutorul Duhului Tău cel Sfânt și prin harul Tău să-ți deschid inima, să te chemi și să faci miracolul acela al eliberării mele, a schimbării minții mele, a schimbării inimii mele, a iertării mele în jertfa lui Hristos. Doamne, ochii Tăi sunt deschiși asupra locului acestuia. Ne-ai binecuvântat și ne-ai scăldat în harul Tău în seara aceasta în cântare și în închinare. Am stat înaintea Ta și ne-am bucurat de ceea ce înseamnă frumusețea umblării cu Dumnezeu. Tu știi unde se vor duce cei care au ascultat. Tu știi ce ne așteaptă pe fiecare când ieșim de aici. Doamne, din toată inima Te rog, pentru toți aceia care sunt ai Tăi și au mintea conectată la cer și inima plină de Hristos, Te rog, în numele jertfei Tale, păzește-ne până la capăt. Dă-ne biruință în fiecare zi în lupta cu gândurile care vin de la cel rău, cu ispitele lumii în care trăim și cu trăirea în evlavie, în trupurile pe care le-ai dat. Cu aceeași dorință, Te rugăm pentru toți aceia care sunt frământați și sunt apăsați. Pentru toți aceia care au ajuns istoviți sub povara gândurilor și a deznădejdii. O, Doamne, îndurarea Ta, Te rugăm, aprinde lumina cerului în inima lor. Prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rugăm, dezleagă-i de orice legătură stricată. Prin puterea Ta dumnezeiască, Te rugăm să faci să trăiască miracolul nașterii din nou. Prin harul Tău Te rugăm să le dai iertarea păcatelor. Și prin puterea Ta Te rugăm să faci din ei copii de Dumnezeu. Doamne, Te rugăm pentru aceia care s-ar putea să fie la capătul drumului. Te rugăm să le ieși înainte. Ești Dumnezeul care ai viitor și speranță. Doamne, îndură-Te de aceia care și-au pierdut speranța. Îndură-Te de aceia care nu mai văd nimic dincolo de seara aceasta. Deschide-le perspectiva gloriei și a veșniciei. Doamne, cunoști inimile care strigă către Tine. Prin puterea Ta și harul Tău, Te rugăm să răspunzi.